4,6695, atât valorează azi leul în raport cu euro. Este un curs istoric care marchează un record negativ al monedei naționale. Deprecierea îi va afecta pe toți românii, ținând cont că facturile de utilități, telefonie mobilă și unele credite se calculează la cursul BNR. De exemplu, cei care vor să-și cumpere o casă nouă trebuie să se împrumute mai mult. Dacă, de exemplu, facem un calcul cu cât a crescut rata sau o chirie față de anul trecut, la un 250 de euro, diferența este de doar 20 de lei. În schimb, dacă pentru 50.000 de euro un apartament, trebuie să-mi fac un credit mai mare, aproximativ cu 4.000 de lei, pentru a acoperi diferența doar de curs valutar. Analiștii sunt de părere că prețurile vor continua să urce, mai ales că aceste fluctuații au legătură și cu scena politică, iar în ultima perioadă scandalurile din Parlament s-au ținut lanț. Noi consumăm mai mult decât producem și trăim pe datorie. Aceasta ar fi principala cauză. Deci exporturile sunt mai mici decât importurile, avem nevoie de mai multă valută ca să plătim importurile. Mai apar și situații punctuale, dar sunt destul de accentuate, cum ar fi scandalurile politice, ceea ce afectează crederea investitorilor în economia națională. Prețurile vor crește, dar nu brusc. Industria cărnii va resimți imediat deprecierea leului, iar diferențele se vor vedea în prețurile alimentelor. Carnea este deficitară în România, mai ales carnea de porc. Deci cam între 40 și 50% din carne este proveniență comunitatea europeană. Nu vorbim de 2 tone pe săptămână, ci vorbim de între 20 și 60 de tone pe săptămână la unii. Orice creștere de genul ăsta trebuie să fie plătită de cineva. Din păcate, cel care plătește toate aceste majorări de preț este recuperator. Analiștii sunt de părere că moneda națională va continua să piardă teren, iar cotația pentru un euro ar putea ajunge la 4,70 lei.